Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, nu? Am vrea următoarea rugăciune să o facem exact pentru lucrul acesta. Să lăsăm ca Duhul Domnului să lucreze în viețile noastre, să lucreze în această biserică, să lucreze în toți creștinii. Amin? Amin. Gândiți-vă puțin la faptele apostolilor, capitolul 2. Nu? Biblia spune, toți ucenicii, cei care mai rămăseseră, nu? Erau toți împreună în același loc. Și, -și ce rugăminte am eu? închidem ochii și veți vedea îngerii Domnului în locul acesta. Nu trebuie să spunem că suntem puțini, că suntem mulți. Vreau să spun că Dumnezeu nu se uită niciodată la număr. Îmi place așa de tare o întâmplare din Vechiul Testament. David, nu era David, era Ionatan, nu? Fiul lui Saul, un războinic, și era cel care îi ducea armele. Într-una din zile au pornit un război cu filistenii. Filistenii erau mult mai mult decât ei, decât ei, iar Ionatan și cu omul care căra hainele, uh, armele, spune, haideți să ne urcăm împotriva filistenilor, că îi vom doborâ, îi vom dobori. la care ăsta care ducea armele, spune, nu se poate, că ei sunt mai mulți decât noi. Iar Ionatan dă un răspuns extraordinar. Spune, nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu să dea izbăvire într-un mare număr sau într-un mic număr. Nimic nu îl împiedică pe Dumnezeu. Așa că în seara asta, prin ochii credinței, să spunem, Doamne, noi care suntem astăzi aici, împreună, în același loc, ne rugăm pentru ca Duhul Domnului să lucreze în viețile noastre, pentru ca Duhul Domnului să lucreze în Biserica noastră, pentru ca Duhul Domnului să ne umple pe fiecare și fiecare să fim așa Evangheliei vii, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Amin? Ăsta este îndemnul meu pentru rugăciune în seara aceasta. Doamne, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Este frumos să avem darurile Duhului Sfânt în viața noastră, dar este mult mai plăcut și mult mai bine ca roada Duhului Sfânt să se vadă noi, să se vadă bucurie. Ați văzut ce frumos zâmbesc cei de pe scenă? Zâmbesc, ne-au încurajat și pe noi să zâmbim nu? De ce? Este bucuria aceea care vine din Duhul lui Dumnezeu, Domnule. care se revarsă de la Dumnezeu. Și ei încearcă să ne-o transmită nouă. Noi trebuie să ne agățăm de asta, spune, Doamne, îți mulțumesc pentru bucuria care mi-ai pus-o înainte. Amin. Îți mulțumesc pentru lucrul ăsta, îți mulțumesc pentru pacea care o am, îți mulțumesc pentru credincioșia care mi-ai dat-o, îți mulțumesc, Doamne, pentru toată roada Duhului Sfânt. Așa că, în continuare, în rugăciunea noastră, să spunem, Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt, pentru că vrem să fim speciali. Vrem să fim diferiți față de ceilalți. Noi să fim cei care să-l urmăm pe Dumnezeu mai mult și mai bine. Amin? Lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Haideți să ne rugăm cu toți în picioare. Și rugămintea mea este cu toții să cerem ca Duhului Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să lucreze în Biserica din care facem parte, să lucreze în comunitatea aceasta, Duhul Sfânt, să facă așa o trezire și El să, să facă să umple inimile noastre de pace și de bucurie. Amin? Haideți să ne rugăm pentru asta. Da, Doamne, ție îți dăm toată slava, toată onoarea, Doamne, că -și ești Dumnezeu.